duc pe la televizor cu doctorița Albert. Nu mai știu cum o cheamă. Nu mai avem nevoie de lucrurile pe care ți le spun, de care ți pentru spunem să le pentru vaccin, să bagă ăsta, să-i plinge, te comit, ce rame, ce nu cheamă, nu știu, ce aia punea la funcție, spunea, domnul doctor, dumneavoastră nu sunteți doctor, lăsați-vă că am tot, nu, că băga pe știa, că nu vorbesc, că sunt pierdut, că sunt intrau. Dacă vreți să intrați în direct și să discutăm despre publicitate, câtă încredere ai în reclamă. La prezentat spectacol. Ăla era mic, era radio și internet. Unde, mă? Îndrusă nu era, era crime la televizor. Da, mă, ce prezenta la spectacol, e pe plajă. Nu știu că la el, unde l-am văzut la eforie. Un ascultător sau ascultătoare, ascultătoare că e fidele. Am încercat alte produse, indiferent de categorie, dacă nu-mi părea rău de banii plătiți, în special reclamele de pe Facebook. Vă pup! Te pupăm și noi, dragă ascultătoare. Și ia să vedem cu cine vorbim acum. Începem cu Mihai din București, după care Vasile din Iași. Salut! Vă salut! O seară bună! Cum ai băia mea și ăștia nume? Seară bună și ție! Să toți fac sensul giratoriu aici. Sincer, o respect din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Să vă spun acum că publicitatea. Părerea mea. Da. Așa sunt eu. Așa e emisiunea, numai de părere, nu avem altceva aici. Face la produse. A făcut un căcat cu ăsta. Mai au puțin și expiră. Sensul giratoriu. Normal trebuie. Au pus și bolovanii ăștia. Băgate la promoții. Normal, emisie pentru că toate supermarketul de toate magazinele au capacitatea de a plăti o informație și Mihai, publicitatea e vreo reclamă pe care o asculti și când o vezi ți aduce aminte că trebuie să cumperi, mai e o bere, mai e un pet, mai e ceva frumos sau urăști toată publicitatea? Nu, doamne ferește, nu. Sunt și unele care spune. Este bună, dar eu mă reclam la publicitatea asta de la supermarketul, de la care au... Ați văzut, mai mult ca sigur, ați văzut că... Am văzut. Sperăm două da, acum, poate mai rău de chiar. Publicitate, celelalte firme, celelalte branduri. Să știi că nu e nicio rușine să cumperi produsele reduse care mai au un pic până ce expiră. Ba din contră, e chiar un lucru foarte sănătos, pentru că contribui la evitarea risipei alimentare. Dacă astăzi stai de gând să faci pui în casă și ăla expiră mâine și la reducere, ia-l, pentru că oricum e ca și cum l-ai luat din frigiderul tău unde a stat o săptămână, nu? Și tot face o faptă bună. E și mai bine ca bani. Deci să nu ne fie rușine de treaba asta. S-a făcut tot pentru un lucru. Dar nu este că vorbim de publicitate. Dar și branduri. Dar și branduri serioase. Dar și branduri serioase. Eu nu înțeleg o treabă. Dar nu puteți să o ia pe partea ei lată? De ce? Puteați să o ia pe centură, pe nord. De ce iarba nu-i treaboară, știi? Da, aici la benzinării. Adică, nu mai pot să intri, că au pus bolovanii ăștia. Aliza și sunt foarte scumpi. E mașină de poliție aici. Vara? E. Da, este vara. E la lucru, la poliție. Și eu deci, bocace să scumpi iar. Păi, că e cererea și oferta. E mai multă cerere, sigur că se scumpesc. Dar uite, este și asta o idee. Cumpărați-vă bocanci vara și Adidas și iarna. Mihai, mulțumesc. Trebuie să merg mai departe, că e mai multă lume pe linie. Discutăm despre publicitate astăzi. În ce reclame ai încredere? Te fac să cumperi reclamele sau le plătești? Vasile din Iași, ești în direct. Mulțumesc, domnul Andrei. Să-l închide radio, te rog frumos, Vasile, că ne auzim cu... Închide radio, că ne auzim cu licou. Doar pe telefon stăm. Da, dar am închis. Gata, așa. Tot ce-am țigut. Tu faci ce spune reclama? Cum pe ce zice reclama de la televizor sau nu? Tot ce-am țigut. Nu este un problem. Da. Da, de la supermarket. Și de la supermarket. Mai de la supermarket.
care domnule, nu mai e nici la piața roșie aia cu gust de la bunici. La ora de vârf aici, unde se găsește. Și la piața și la ei care cred tot de pe rumbate de sticlă. Bă, noi ne ținem pe bucureșteni, mai să s-o trec. Dom'le, acum dacă te duci iarna la piață sau la supermarket, toate crescute la sărăte, din ce vrei, mă, tata? Unde crezi că e crescută roșia astăzi? Dacă duci o cumperi din piață, unde crezi, mă, tale, că e crescută pe câmp, nu vezi că e zăpadă? Unde crezi că a crescut? În țară, normal. Păi, în solar, în solar, mă, tale, nu știu. Mă, tale, eu sunt de la țară, acum sunt la țară. Nu e niciun solar în funcțiune nicăieri din țara românească, poate niște sere. Uitați-vă de la unul la altul. Ăsta dă drumul la chiar. Și acum iar nu? Ăștia-s de la Blejoc. Da? Păi sunt are o perioadă. Hai, mă, dă mâna, vezi că ai făcut curță la mână pe partea. Păi nu, dar să facem partea cealaltă. Să s-o facă, să mai lasă-i spăție. Că blochează centura. Păi, lași, mi-a dat drumul la el azi. Aproximativ, egale, putere, din... Ok. Deci era compara eu un mare exact cu soi, care îți da 500 de pe o... Era sângeratoriu acolo. Atenție, suplimentele alimentare de care vorbim nu sunt medicamente. Ele nu au în spate studiile care sunt, care se fac pentru medicamente. Pe niște, un număr X de oameni, studii care sunt verificate de colegii medicilor care au făcut primele studii care nu cumva să fie ei. Gata, mă, să auzi că vrei. Stai că ăsta nu se uită. Deci, ce spuneți dumneavoastră? Suplimentele alimentare sunt de fapt mâncare cu un nume mai pompos așa, da? E de mâncare, nu este medicament. Aici ai dreptate să spui, eu nu sunt de acord cu suplimente alimentare vândute în mod mincinos ca medicament. În care îți explică că îți face bine la nu știu ce organ. Pentru că în spate nu mai există... La ala de jos. Ce ori? Te duceai și repede acasă.